În această perioadă, tarabele din piețe abundă în verdețuri precum ștevia, urzica, spanacul și alte legume specifice sezonului în care ne aflăm. Medicii le recomandă și spun că sunt surse de vitamine și minerale. Unele dintre acestea pot fi culese și din zone care nu sunt special amenajate, respectiv urzicile care cresc prin toate văile, câmpurile și chiar la marginea pădurilor. Românul este inventiv și scoate bani din ce poate. Toată această întindere pe care o vedeți este plină de urzici. Urzici care, după ce sunt culese și vândute, ajung pe mesele giurgiuvenilor. Și ce faceți cu el? Să mergem la piață, domnișoară, să luăm noi mâncare la copii, pâine, când avem servicii. Cu cât le vindeți? Cu leu pungă, 6 pungi la 5 lei, 2 la leu, le mai dăm și mai așa, și mai așa, ca să scoatem și noi acolo un bănișor, că n-avem servicii, n-avem nimic. Însă nu doar urzicile fac deliciul giurgiuvenilor primăvara, ci și spanacul, ștevia, salata și ceapa verde. Cele, ceapă verde, 2 la leu, aia e 3 la leu, asta e 2 la leu. Cum vi se par prețurile la verdețuri? Poftici? Cum vi se par prețurile la verdețuri? Nu prea scumpe, zic eu, dar nu știu așa sigur. În orice caz, cu 2 lei, ștevia, am făcut o mâncare. Cumpără lumea legumi? Mai cumpără, dar nu chiar așa, ușuril. Ce cumpără mai mult? Ce aveți aici? Salată și ceapa mai cumpără, spanac, în tot. Sunt legume de sezon și de la noi din grădină, dar dacă lumea nu au bani, ce să le cumpere? Traiu foarte scump, pensiile prea mici. Oferta de pe piață este destul de variată și deși precupeții spun că nu au vânzare, aceștia nu rămân cu marfă pentru a doua zi. Astfel, o legătură de spanac poate fi cumpărată cu 4,5 sau 5 lei kilogramul sau cu 1 leu legătura. 3 legături de ștevie cu 1 leu, urzicile se vând cu 1 leu punga, o legătură de ceapă verde costă 50 de bani, iar salata are prețul de 1 leu 50 sau 2 lei 50. Verdețurile sunt la mare căutare în această perioadă, mai ales că ne aflăm în postul Paștelui, iar prețurile nu sunt chiar atât de mari, iar odată cu încălzirea mai accentuată a vremii, acestea vor scădea considerabil.